Dragi frați și surori, familie îndurerată, familia Ursachi, haideți, ne apropiem un pic mai aproape aici, să începem și slujba de înmormântare de aici, din Grădina Lacrimilor. Mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a ocrotit și a fost cu noi în călătorie și nu s-a întâmplat nimic, am ajuns cu bine. Am vrea să ne rugăm Domnului, să cerem binecuvântarea Domnului și pentru serviciul de aici. Și cred că și aici vom asculta cuvântul Domnului vorbit prin doi frați. Zic Dumnezeu să binecuvinteze familia și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Citesc din cuvântul Domnului, din cartea Apocalips, un cuvânt pentru familie, pentru fratele Petrică și pentru noi toți chiar. Spune omului Dumnezeu în capitolul 14, versetul 13 din Apocalips: și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, fiindcă faptele lor îi urmează. Apoi, spune cuvântul Domnului, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul de întâi și pământul de întâi perisere și marea nu mai era, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Domnul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas din cer care zicea, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui împreună cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici țipăt, nici tânguire, nici durere, pentru că lucrurile de întâi au trecut. Și cel ce șade pe scaunul de domnie zice: iată că eu fac toate lucrurile noi. Amin. Prin fratele Vasile Onese ne rugăm Domnului, rog să vină la microfon, să mulțumim Domnului pentru călătorie și să ceară binecuvântarea Domnului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem aici în Grădina Lacrimilor, în locul fără întoarcere de pe drumul călătoriei pe pământul acesta. Dar îți mulțumim frumos că și tu ai fost cu noi în seriile acestea și în ziua de astăzi și ne-ai ajutat să ajungem cu un slujitor al tău, Doamne, la capăt, la finalul alergării lui, și îți mulțumim că l-ai ajutat până aici, Doamne. Acum te rugăm frumos, mângâie familia îndurerată rămasă în urmă, mângâie pe sora Maria, copiii, nepoții, Doamne, mângâie rudenile de aproape și de departe, mângâie biserica care pierde din sânul ei un slujitor, Doamne, și lasă ta binecuvântare peste întreaga biserică, peste familia care rămâne în urmă, Doamne. Tu poți să completezi, Tu poți să dai, Doamne. Noi îți mulțumim că cu plecarea fratelui Petrica ai făcut o evanghelizare și noi să ne dăm seama că suntem trecători și suntem călători pe pământul acesta. Ajută-ne, Doamne, să ne oprim în loc, să privim pașii din urmă și să luăm noi hotărâri să ne întoarcem la Tine din toată inima, fiindcă alergarea se termină. Și ajută-ne și pe noi, Doamne, când vom încheia alergarea, să o încheiem cu bine. Acum Te rugăm, Doamne, să lași a Ta mângâiere peste întreg poporul Tău și să binecuvintezi întreg poporul Tău, pe toți cei prezenți, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău care se va vesti și aici, rugăm, și slujitorii Tăi, Doamne. Noi ne încredem în Tine și pentru toate îți mulțumim, Ție, Tată, Domnului Iisus Hristos, pentru Duhul Sfânt. Amin. Pentru început, fratele Mihai Dumitrescu să aibă un cuvânt pentru noi, cântăreții să cânte spre slava Domnului și în urmă fratele Mihai, îl invit la microfon să aibă un cuvânt pentru noi. O scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus El am primit inima.
Așa să ne ajute Domnul să avem această certitudine că suntem ai Domnului. Scumpă familie, Ursache, este momentul când urmează să depunem în mormânt trupul celui care a fost fratele nostru, Petrică, și fratele de corp a dumneavoastră, soț, bunic. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Ați avut acel motto din 2 Timotei afișat pe ecran la biserică. Un verset mai sus, Apostolul Pavel spunea: căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Fratele Petrica a fost turnat ca o jertfă de băutură. Când se toarnă o jertfă de băutură peste altar, peste jertfa încinsă, totul arde și se ridică doar un abur, o mireasmă. Aceasta era dorința lui Pavel. El să plece, dar Hristos să rămână. Acest lucru s-a întâmplat în activitatea fratelui Petrica. El a plecat, dar mulțimea care au fost prezente la serile de privechi și la mormântare arată că în urma lui a rămas și se vede Hristos. Doresc pentru fiecare dintre noi, cei care ascultăm, să lăsăm aceleași urme. Și aș vrea să închei, n-am să vorbesc mult, cu o experiență care am avut-o împreună cu fratele Petrică, în care s-a văzut acel foc care ardea în el pentru a-L prezenta pe Hristos cu... cred că 2 ani în urmă, sau un an la celălalt botez, la biserica din Laura. Fratele Fănică Bodale, nu știu dacă este aici, mă aude, conducea slujba, s-a ținut slujba la biserică și apoi de la biserică ne-am deplasat la râu, unde s-a oficiat botezul. Erau 2 suflete, 2 fete,
de-a lui Schipor Gheorghe. La râu s-a ținut o slujbă mai scurtă. Mai scurtă. Slujba de, în realitate s-a ținut la biserică. Și fratele Fânica a avut o cufundare mai scurtă, cântări, și s-a oficiat botezul și a spus: încheiem, cred. Dar nu la mare distanță erau niște tineri, niște oameni la apă. Și fratele Petrica s-a dus la fratele Fănică și a zis așa: nu poți să închei. Pentru oamenii aceia care stau acolo, poate e ultima ocazie, poate e singura ocazie, când trebuie să audă cuvântul Domnului. Și fratele Fănică a spus: ok, cântăm o cântare și vei predica. S-a dat atât de aproape de ei și le-a prezentat Evanghelia. Dragii mei, oricare am fi, oricare suntem aici, avem lucruri de învățat. Haideți să nu ne pară rău și să fim atât de triști acum și să ne continuăm viața ca și până acum. Dacă Dumnezeu l-a chemat acasă, înseamnă că e un mesaj pentru noi. Și fiecare dintre noi știm. Dacă o să aveți în minte vreodată fratele Petrică, să știți că puteți face un lucru și putem să-l facem cu toții. Să ne rugăm pentru misiunea Bucovina. Ei vor continua ceea ce tatăl lor a început. Domnul să vă binecuvinteze. Dănuț, Emi, Ionuț, Domnul să vă ție tare mâna Lui. Sora Maria, vei rămâne un sprijin copiilor și Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească și să vă ajute să rămâneți, să duceți acel standard. Hristos să se vadă în urma voastră. Amin. Amin. Și dacă tot s-a pomenit numele lui fratele Fănică, îl rog să vină să aibă și el un cuvânt, poate și din partea familiei, și pentru biserică, și pentru noi. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Și în acest loc, și cu această ocazie, avem harul de a înconjura o familie întristată, avem harul de a binecuvânta pe Dumnezeu, Creatorul nostru, de a binecuvânta pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, și pe Duhul Sfânt. Domnul să vă binecuvinteze, nu mă așteptam să văd aici așa mulți frați și surori și oameni care iubesc familia lui Petrică Ursache. Domnul să binecuvinteze și familia și pe voi toți care ați venit până la locul acesta. Locul acesta nu-i dorit de nimeni, dar aici e aterizarea noastră. Depinde cum aterizăm, cu ce nădejde. Zice Pavel să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde, sunt și oameni. Și tare bine ar fi ca printre noi să nu fie de cei care n-au nădejde, dar eu am întâlnit și fără nădejde. Dumnezeu este nădejdea noastră și biruința noastră dacă ne punem încrederea în El și îl ascultăm. Și vreau să citesc din Iov câteva versete și asta va fi și predica mea. Iov, capitolul 17, versetul 15 și 16. Unde mai este atunci nădejdea mea și cine mai poate vedea nădejdea mea? Zice Pavel, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Credința e până terminăm călătoria, închidem ochii pentru lumea aceasta. Ne trebuie credința. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credință pe noi care suntem vii încă. Nădejdea
Citim mai departe. Cine mai poate vedea nădejdea mea? Sunt lucruri care nu se văd, dar există. Ea se va pogorî cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Auziți nădejdea? Credința ne lasă mai repede. Nădejdea mai merge cu noi. Cu cine cu noi? Cu sufletul. Merge mai departe nădejdea. Citesc din 19 Iov, începând cu versetul 25. Dar știu, deci nădejdea, care-i nădejdea? Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, zicea Iov atunci când nu se știa prea mult de răscumpărător, de mântuitor, de Fiul lui Dumnezeu. Dar el avea atunci nădejdea aceasta, era omul lui Dumnezeu și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Asta-i nădejdea copiilor lui Dumnezeu, a celor ce ascultă de Dumnezeu. Chiar dacă coborâm, nu-i bai, la odihnă am citit că ne coborâm, și noi și nădejdea, dar va veni o zi când vom vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, nu cu sabia ridicată la judecată, la pedeapsă. Ce minunată este nădejdea aceasta, oameni dragi, frați și surori, scumpă familie, să ne luptăm să avem această nădejde. Nădejdea că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem mântuiți, că vine ziua când ochii noștri îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu această minunată nădejde, chiar dacă știm că vom pleca. Spunea fratele Vasile la adunare, nu știu, n-am înțeles eu bine sau cum, că o zis mama, a avut o vecină, o lucrare sau un vis, că nu vine Domnul până nu pleacă toți. Poate n-am înțeles eu bine. Domnul să vă binecuvinteze. Să plecăm cu bine de aici, de pe pământ, că oricum vine ziua când lăsăm toate. Am învățat lecția. Știm că pe aici ai drumul. Numai să fim gata și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Din partea familiei, a copiilor. E foarte greu să vorbesc acum, dar răbdați-mă câteva secunde. Ultima perioadă cât tata era bolnav și slab, nu a avut dureri. Și pentru lucrul ăsta i-am mulțumit lui Dumnezeu. N-a avut dureri deloc. În situația și boala în care era, trebuia să aibă dureri mari, dar n-a avut nicio durere, doar era slab. De-abia mai mergea ultima perioadă. Și în timpul ăsta mergeam în multe locuri și când veneam acasă mergeam la el și povesteam, uite, tati, unde am mers, ce am făcut. Și el atunci, cu zâmbetul pe buze, spunea, sunt bucuros și împlinit că veți duce lucrarea care am început-o și ați dus-o la un alt nivel. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul ăsta. Amin. Cu dedicare și așa cum vrea Dumnezeu. Cu siguranță acum nu o să mai am cum să-i spun, să-i povestesc cât ați fost, cât de mult l-ați iubit, câte cuvinte ați scris pe WhatsApp de apreciere, sute de mesaje, nu am cum să le mai spun.
dar simțim dragostea pe care o aveți pentru familia noastră și vă mulțumim în numele Lui Hristos pentru sprijinul și faptul că ați fost alături de noi. Și poate că mai învățăm încă o dată lecția aceasta, că oamenii trebuie apreciați cât sunt în viață. Cartea lui Iov spune ce mi s-au dus zilele și mi s-au dus planurile acelea făcute cu atâta iubire de inima mea. Și ce se mai spune? La urma urmei, e adevărat, cuvintele se termină, rămâne doar faptele. Și așa cum spunea și Dănuț, și adevărat, frați acolo la adunare, spuneau multe lucruri frumoase și nu se pot spune toate și poate chiar nici nu-i bine să spunem prea multe. Sunt mai multe decât am putea să spunem, pentru că chiar dacă viața a fost scurtă, a avut un impact frumos în slujirea Lui și Dumnezeu l-a binecuvântat. Acum am vrea să mulțumim Domnului, nu în ultimul rând, să ne rugăm și pentru familie, pentru sora Maria care rămâne văduvă. Sora Maria, n-ai știut ce e aia văduvie, de acum ai să porți haina văduviei, va fi foarte greu, dar așa cum spune cuvântul Domnului Dumnezeu, spune, este apărătorul văduvei. Eu am o familie văduvă și știu ce semnează și întotdeauna am încurajat-o pe Lidia mea. Când a fost mai greu, zic, adu-ți aminte că Dumnezeu și-a dat cuvântul pentru văduve și pentru orfani. Și Dumnezeu își ține cuvântul, El nu-și trage cuvântul înapoi. Dumnezeu te va binecuvânta, Dumnezeu va fi cu tine, sora Maria. Dumnezeu să binecuvânteze toată familia. Îl rog pe fratele Ionică Cojucaru, dacă este, să vină încoace la microfon, să se roage Domnului, încredințăm familia în mâna Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze familia și Dumnezeu să o mângâie și de altfel fiecare poate când vă întâlniți puteți să aveți un cuvânt de mângâiere pentru familie, pentru sora Maria și pentru chiar ceilalți orfani și văduve care sunt. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea și toți acei care ați venit ca să participați aici la cimitir. Dumnezeu să vă răsplătească. Este foarte important să fim până la capăt atunci când slujim lui Dumnezeu. Și prin fratele Ionică, mulțumim Domnului pentru această slujbă. Tatăl nostru Sfânt din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos stăm înaintea Ta și în numele Tău îți mulțumim pentru acest timp care ai rânduit-o, Doamne, stăpânii veșnici, să fim alături de familie. Te rugăm, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, să fii apărătorul lor, să fii, Doamne Iisuse, sprijinul și binecuvântarea, Doamne Iisuse, a văduvei, a orfanului și a tuturor celor care se încred în Tine, pentru că noi suntem copiii Tăi și vrem ca să Te slujim. Te rugăm, Doamne, stăpânii, cu îngăduința Ta și cu permisiunea Ta, punem numele Tău sfânt peste această familie. Amin. Punem numele Tău sfânt, o, Doamne Iisuse, peste toți care sunt adunați în ziua de azi, ca să primească mântuire și binecuvântare. Îți mulțumim, Stăpâni veșnică, și cuvântul Tău a fost semănat din belșug. Te rugăm, Doamne Iisuse, să lași ca bunătatea sfântă a Duhului Sfânt să fie toți care au ascultat cuvântul acesta în timpul acesta, din seriile acestea și în ziua de astăzi, să primească rod bogat și să fie roditori și să fie lucrători împreună cu Tine. Cu respect, cu recunoștință ne închinăm și îți mulțumim că ai fost cu noi și până aici ne-ai ajutat. Te rugăm să ne ajuți și în continuare. Te rugăm, binecuvintează frații slujitori care au fost neobosiți în timpul acesta. Binecuvintează cântăreții, binecuvintează pe toți acei care au fost alături de familie. Și te rugăm, Doamne Iisuse, răsplătește pe fiecare cu viața veșnică. Amin. Cu respect venim și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Cu aceste cuvinte am mulțumit lui Dumnezeu, vă mulțumim și dumneavoastră care ați fost alături de noi, de familie, ați venit și la cimitir. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă răsplătească la slujitori, la cântăreți, la toți ceilalți și zic din nou pentru familie, Dumnezeu să mângâie familia, Dumnezeu să o binecuvinteze și acum vă întoarceți acasă mai puțin cu unul, fratele Petrică rămâne aici până la glasul trâmbiței. Avem nădejde și asta a predicat fratele Fănică mai înainte. Avem nădejde în învierea morților și de-aia am citit cuvântul din Apocalipsa capitolul 21. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu va fi Dumnezeul lor. Va șterge orice lacrimă și din ochii noștri. Am văzut multe lacrimi. Domnul le va șterge și bine când are ce șterge. Zic Dumnezeu din nou să mângâie familia, Dumnezeu să binecuvânteze tot publicul,
Dumnezeu să vă răsplătească la toți care ați venit. Și acum zic, în timp ce familia și-a rămas bun de la tatăl lor și se va acoperi sicriul, se va coborâ în locul tăcerii până la glasul trâmbiței, cântăreții să cânte, să laude pe Domnul până se va termina slujba și Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu dumneavoastră. Amin. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, în marea de apoi, pe marea de apoi, când cei sfinți vin acasă, yeah.
împărăție.